Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Ziabă Reviews. În acest videoclip voi vorbi despre cea mai bună cafea Boabe. Mai exact, voi prezenta un top 8 cu cele mai bune sortimente de pe piață. Având în vedere faptul că preferințele individuale în materie de cafea sunt foarte diferite, nu am putut alege un singur tip de cafea Boabe ca fiind cel mai bun. Iar din acest motiv m-am gândit să fac un top cu cele mai bune și mai populare branduri de cafea. Întrucât gusturile sunt atât de variate, m-am decis să vă prezint cele mai apreciate opțiuni, astfel încât să puteți descoperi cea mai bună cafea Boabe pentru voi. Numerotarea brandurilor în acest top este mai mult simbolică, reflectând caracterul subiectiv al oricărui clasament din domeniul cafelei. Așadar, vă invit să descoperim împreună aceste arome diverse și să găsim brandul de cafea Boabe care să fie pe placul dumneavoastră. Pe locul 1 am ales cafeaua Boabe Lavazza. Acest brand a fost fundat în anul 1895 de către Luigi Lavazza în orașul Torino din Italia. Lavazza are o tradiție îndelungată în această industrie, fiind un producător de cafea premium care se remarcă prin calitatea sa superioară și prin atenția acordată fiecărui detaliu în procesul de producție. Fiecare sortiment Lavazza îmbină boabele de cafea arabica și robusta în proporții distincte, oferind astfel o gamă variată de arome și caracteristici gustative. Arabica aduce arome fine și aciditate delicată, în timp ce robusta contribuie la consistența și intensitatea băuturii. Lavazza oferă o gamă variată de produse, fiecare potrivindu-se gusturilor specifice și preferințelor băutorilor de cafea. Cele mai apreciate sunt următoarele: Lavazza Crema e Aroma, Lavazza Qualità Oro, Lavazza Super Crema, Lavazza Gusto Forte, Lavazza Qualità Rosa, Lavazza Barista Perfetto și Lavazza Tierra Selection. Cafeaua Lavazza se pretează pentru diverse metode de preparare, inclusiv pentru espresso manual sau automat, cafetieră, fierbător și chiar pentru automate de cafea. Astfel, se adresează atât iubitorilor de cafea clasică, cât și celor pasionați de tehnologii moderne de preparare a cafelei. Acest brand oferă o gamă diversificată de amestecuri, fiecare adaptată preferințelor consumatorilor, de la aromele intense și robuste specifice unui espresso, la amestecuri mai delicate potrivite pentru cafe crema, cafe latte, cafe macchiato sau cappuccino. Cafeaua Lavazza se distinge prin varietatea sa de arome, oferind o experiență gustativă complexă, de la notele intense de cafea, ciocolată și nuci, până la aromele florale și cele fructate. Pe lângă aceste arome de bază, se mai regăsesc și altele mai puțin obișnuite, precum miere, cacao, condimente, lemn, migdale, caramel și chiar malț sau tutun. Espressourile Lavazza sunt adesea apreciate pentru corpul lor bogat și cremos, iar aromele lor subtile adaugă profunzime băuturii. Consumatorii apreciază în mod general calitatea și consistența brandului Lavazza, recunoscându-i profilul aromatic distinctiv. Lavazza își alege cu grijă boabele din regiuni precum America Latină și Asia. Cu o tradiție în blending, Lavazza combină boabele din diferite locuri pentru a obține arome complexe și echilibrate în fiecare ceașcă. Procesul de prăjire al cafelei Lavazza este unul rafinat. Boabele sunt atent prăjite pentru a-și dezvălui aromele caracteristice și a oferi o textură plină și catifelată băuturii finale. Cea mai des întâlnită prăjire a boabelor de cafea este cea medie, urmată de cea intensă sau ușoară. Cafeaua Boabe Lavazza este larg distribuită la nivel global, dar și în România, bineînțeles, fiind disponibilă în diferite ambalaje, la care gramajele pot varia de la 250 de grame, 500 de grame, până la 1 kg și chiar pachete care conțin până la 6 bucăți a câte 1 kg fiecare. În concluzie, pot spune că brandul Lavazza reprezintă o alegere sofisticată pentru iubitorii de cafea, având o istorie bogată și oferind acestora experiență complexă și rafinată, cu arome distincte și opțiuni diverse pentru preparare. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua Boabe Lavazza, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Pe locul 2 am ales cafeaua Boabe Julius Mile.
Această marcă de cafea are o istorie bogată, avându-și rădăcinile în Viena, Austria, unde a fost înființată în anul 1862. Julius Mayr este un nume emblematic în lumea cafelei, impunându-se prin angajamentul față de calitate și pasiunea pentru arta cafelei. Acest brand cuprinde atât cafea arabica pentru arome fine și aciditate delicată, cât și cafea robusta pentru cei care apreciază intensitatea și corpul puternic al cafelei. Amestecurile din gama Mayr sunt atent create combinând boabele de cafea arabica și robusta pentru a obține arome complexe și caracteristici gustative distincte. Julius Mayr își denumește cu grijă sortimentele, reflectând caracteristicile distinctive ale fiecăruia. Le amintesc pe cele mai importante dintre acestea, și anume Julius Mayr Trend Cafe Crema Intenso, Julius Mayr Premium Cafe Crema, Julius Mayr Classic Collection President, Julius Mayr Premium Espresso, Julius Mayr Collection Espresso Classico, Julius Mayr Jubileum și Julius Mayr Cafe Bar Espresso. Julius Mayr se potrivește pentru o varietate de metode de preparare, inclusiv folosind un espresor manual sau automat, cafetieră, infuzor de cafea sau chiar automată pentru vânzarea cafelei. Acest aspect face ca această gamă de cafea să fie versatilă și potrivită pentru un public larg, indiferent de preferințele individuale de preparare a cafelei. Fie că este vorba de un espresso intens, un cappuccino cremos sau o cafea filtrată savuroasă, Julius Mayr are sortimente potrivite pentru diverse tipuri de băuturi. Băutorii de cafea pot găsi cu ușurință o opțiune adecvată preferințelor lor individuale, care ar putea fi oricare dintre următoarele tipuri de cafea: espresso, cafe crema, cafe latte, cafe lungo, cappuccino sau cafe ole. Aromele cafelei Julius Mayr sunt diverse, cuprinzând nuanțe subtile de ciocolată, nuci și fructe. De asemenea, se mai pot remarca note florale fine combinate cu cele de alune, ciocolată neagră și citrice. Profilul aromatic este adesea descris ca fiind sofisticat și echilibrat, reflectând atenția la detalii pe care brandul o acordă în selecția și prăjirea boabelor. Julius Mayr se aprovizionează cu boabe de calitate superioară, care provin din zone geografice cu tradiție în cultivarea cafelei, cum ar fi în special regiuni din America Latină. Secretul gustului distinctiv Mayr stă în prăjirea cu grijă a boabelor. Cu abordare artizanală, cafeaua este prăjită pentru a evidenția aromele unice și a oferi o experiență senzorială inconfundabilă. Și în cazul acestui brand, cea mai des întâlnită prăjire a boabelor de cafea este cea medie, urmată de cea intensă sau ușoară. Cafeaua Julius Mayr este disponibilă în diverse gramaje, care pot porni de la 250 de grame sau 500 de grame până la 1 kg, produsele fiind ambalate în mod atent pentru a-și păstra calitatea și prospețimea. Dacă ar fi să prezint într-o singură frază acest brand, aș spune că prin diversitatea sa și atenția la detalii, Julius Mayr își dorește să ofere o gamă largă de opțiuni, aducând satisfacție celor care caută o cafea de calitate superioară și o experiență autentică. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua boabei Julius Mayr, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Voi continua cu brandul de pe locul 3, și anume cafeaua boabe Illy. Fondată în Trieste, Italia, în 1933, de către Francesco Illy, această marcă de cafea reprezintă un simbol al tradiției și pasiunii italiene în fiecare ceașcă, ajungând să fie un nume iconic în lumea cafelei. Illy se concentrează pe utilizarea exclusivă a boabelor arabica. Această combinație unică oferă o consistență în gust și o experiență inconfundabilă, fără compromisuri în privința calității. Boabele sunt atent selecționate pentru a crea un echilibru perfect între dulceață, aciditate și amăreală. Brandul Illy oferă diverse sortimente de cafea boabe adaptate diferitelor preferințe. Țin să menționez câteva dintre cele mai importante denumiri ale acestora, și anume Illy Arabica Selection Ethiopia, Illy Arabica Selection Columbia, Illy Arabica Selection Guatemala, Illy Arabica Selection Brasilia, Illy Dark, Illy Arabica Selection India și Illy Espresso. Cafeaua boabe Illy este potrivită pentru metode variate de preparare, inclusiv folosind un espresor manual sau automat și chiar o cafetieră. De asemenea, este perfectă pentru un espresso rafinat, dar poate fi adaptată
și pentru alte băuturi precum cappuccino sau cafea americană. Indiferent de modalitatea de preparare, îi aduce o notă aparte de eleganță și aromă. Această marcă se remarcă prin aromele sale complexe, de la notele florale și fructate până la aromele subtile de ciocolată și caramel. Gustul echilibrat și finisajul catifelat definesc autenticitatea fiecărui sortiment Illy. Boabele de cafea sunt de o calitate excepțională, fiind alese cu grijă din regiuni diverse precum America de Sud, Africa, America Centrală și chiar Asia. Secretul gustului mai special al cafelei Illy își are originea în modul în care este prăjită, dezvăluind în același timp aromele sale bogate cu scopul de a vă oferi o experiență senzorială inconfundabilă. De asemenea, nivelul de prăjire care predomină este cel mediu, urmat îndeaproape de cel intens. Illy oferă o varietate de ambalaje și gramaje pentru a se adapta nevoilor diferite ale consumatorilor. În magazine sunt disponibile atât ambalaje mici de 250 de grame sau 1,5 kg potrivite pentru acasă, cât și ambalaje mai mari pentru profesioniști, cum ar fi cele de 3 kg. Fie că vă bucurați de cafea acasă sau în cafenelele Illy, atmosfera rafinată și pasiunea pentru detaliu completează perfect aromele intense ale cafelei Illy, oferind o experiență autentică și memorabilă. Trebuie să mai spun că această cafea boabe reprezintă o alegere rafinată pentru cei care caută o experiență de cafea superioară. Cu o istorie lungă, arome complexe și un angajament față de calitate, Illy a devenit un reper în lumea cafelei premium. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua boabe Illy, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Pe locul 4 am ales cafeaua boabe Chibo. Această marcă de cafea a fost fondată în 1949 în Germania și a devenit de-a lungul timpului un brand recunoscut la nivel internațional. Cu o istorie lungă și o tradiție puternică în domeniul cafelei, Chibo s-a afirmat ca un furnizor de cafea de calitate pentru un public diversificat. Chibo utilizează o varietate de boabe de la Arabica la Robusta, creând astfel amestecuri cu caracteristici unice. Alegerea atentă a boabelor contribuie la diversitatea gamei de produse și la adaptabilitatea la diferite preferințe ale consumatorilor. Sortimentele Chibo sunt denumite cu grijă pentru a reflecta aromele și caracteristicile lor diverse. Le vom enumera pe cele mai populare de pe piața din România. Chibo Espresso Milano Style, Chibo Barista Espresso, Chibo Barista Cafe Crema, Private Cafe Africa Blue, Chibo Family, Chibo Cafe Crema Intense, Chibo Exclusive, Chibo Espresso Sicilia Style, Chibo Barista Colombia și Chibo Professional Cafe Crema. Chibo se pretează pentru o varietate de metode de preparare, inclusiv folosind un espresor manual sau automat, o cafetieră, un fierbător sau chiar automat de cafea. Astfel, este potrivită atât pentru cei care apreciază espresso-ul intens, cât și pentru cei care preferă o cafea mai blândă, cum ar fi un cappuccino cremos, o cafea la filtru sau latte macchiato. Cafeaua boabe Chibo oferă o gamă variată de arome, de la cele intense și robuste, la cele mai delicate și subtile. Aromele cafele Chibo sunt diverse, variind de la cele fructate și florale, la nuanțe de ciocolată, alune sau cereale. Gustul cafelei Chibo este apreciat pentru echilibrul său și pentru faptul că satisface diverse preferințe ale consumatorilor. Recenziile consumatorilor evidențiază de asemenea prospețimea boabelor și raportul calitate-preț competitiv al brandului. Brandul Chibo se aprovizionează cu boabe de cea mai bună calitate din regiuni cu tradiție în cultivarea cafelei, precum America de Sud. O atenție deosebită este acordată selecției riguroase, asigurându-se că fiecare boabă contribuie la gustul special al acestui produs. Secretul gustului autentic al boabelor de cafea Chibo stă în procesul lor de prăjire. Fiecare lot este prăjit cu grijă pentru a evidenția aromele caracteristice și pentru a oferi o textură catifelată și consistentă. Prăjirea care predomină este cea intensă, urmată îndeaproape de cea medie, apoi de cea ușoară. Cafeaua Chibo este disponibilă în diverse gramaje adaptate nevoilor și preferințelor consumatorilor, majoritatea ambalajelor din magazine având 500 de grame sau 1 kg. De asemenea, se remarcă prin inovație, aducând pe piață ediții limitate și blenduri speciale care reflectă tendințele și gusturile actuale. Aceste oferte aduc o notă de prospețime și entuziasm în lumea cafelei.
Pot spune cu încredere faptul că brandul Chibo reprezintă o alegere versatilă pentru iubitorii de cafea, oferind o gamă diversificată de sortimente, arome bogate și având o istorie solidă în producția de cafea. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua boabe Chibo, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. În continuare voi vorbi despre cafeaua boabe Dallmayr. Brandul Dallmayr a fost fondat în anul 1700 în München, Germania, și reprezintă o marcă cu o tradiție impresionantă în domeniul cafelei. Cu o istorie ce se întinde pe mai mult de 300 de ani, Dallmayr s-a impus ca un reper în lumea cafelei, continuând să impresioneze prin eleganță și calitate. Blendurile Dallmayr sunt meticulos create, combinând boabe de cafea arabica și robusta în proporții diverse pentru a obține arome și caracteristici gustative variate. Sortimentele Dallmayr poartă denumiri care reflectă originile și aromele unice ale fiecărui tip de cafea, printre cele mai apreciate fiind următoarele: Dallmayr Crema Prodomo, Dallmayr Crema Doro Intensa, Dallmayr Prodomo, Dallmayr Crema Doro, Dallmayr Espresso Doro, Dallmayr Home Barista Forte și Dallmayr Grand Crème. Dallmayr se potrivește pentru o varietate de metode de preparare, inclusiv pentru espresor manual, automat sau la ibric și, în unele cazuri, chiar pentru automate de vânzare cafea. Acest aspect face ca această cafea să fie versatilă, potrivită atât pentru iubitorii de tradiție, cât și pentru cei care preferă metodele moderne de preparare. Cafeaua Dallmayr se adaptează pentru o varietate de preparate, de la espresso și cappuccino la cafea filtrată sau cafea cu lapte. Fiecare sortiment este creat pentru a oferi o experiență deosebită, indiferent de metoda de preparare aleasă. Aromele cafelei Dallmayr variază în funcție de sortiment, dar se regăsesc adesea nuanțe de cacao, caramel, fructe și lemn dulce. Profilul aromatic este complex și rafinat, reflectând atenția la detalii în procesul de prăjire și selecția boabelor. Gustul cafelei Dallmayr este apreciat pentru finețea sa și echilibrul perfect între dulceață și amăreală. Consumatorii subliniază adesea calitatea consistentă și prospețimea boabelor în recenziile lor. Secretul gustului ingenios al cafelei Dallmayr rezultă în urma procesului meticulos de prăjire. Cu abordare artizanală, fiecare lot este prăjit pentru a scoate în evidență aromele naturale și pentru a crea un profil gustativ echilibrat și complex. Prăjirea medie și cea intensă se regăsesc în egală măsură la majoritatea sortimentelor de cafea, dar există în același timp și sortimente de cafea unde prăjirea boabelor este mai ușoară. Cafeaua Dallmayr este disponibilă în diverse gramaje, ambalate cu atenție pentru a păstra prospețimea și calitatea cafelei. Aceasta poate fi achiziționată sub formă de boabe, în ambalaje de 500 grame sau 1 kg, adaptându-se astfel preferințelor consumatorilor. Brandul Dallmayr reprezintă o alegere sofisticată pentru iubitorii de cafea. Cu o istorie îndelungată, arome complexe și o varietate de sortimente, reflectând angajamentul acestei mărci pentru calitate și tradiție. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua boabe Dallmayr, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Cafeaua boabe Davidoff, de pe locul 6, este un nume foarte cunoscut, care este asociat în special cu luxul. Acest brand de cafea are o istorie interesantă, fiind înființat în anul 1983 în Elveția. Inițial axat pe alt tip de produse mai exclusiviste, Davidoff a evoluat și a introdus o linie de cafea premium pentru a satisface gusturile rafinate ale consumatorilor săi. Cafeaua Davidoff este sinonimă cu luxul și rafinamentul, fiind o expresie a pasiunii pentru calitate și estetică. Davidoff explorează cu atenție diverse tipuri de boabe cu accent pe cafeaua arabica, pentru finețe și arome subtile. Această selecție meticuloasă contribuie la diversitatea sortimentelor și la calitatea remarcabilă a cafelei. Printre denumirile reprezentative ale brandului se numără Davidoff Cafe Crema Elegant, Davidoff Rich Aroma, Davidoff Cafe Espresso și Davidoff Cafe Crema Intens. Cafeaua Davidoff este potrivită pentru iubitorii de cafea care apreciază o experiență rafinată. Se poate prepara cu espresor manual sau automat și chiar la ibric sau folosind o cafetieră, adaptându-se în acest fel preferințelor individuale de preparare.
Cafeaua Babe Davidoff este ideală pentru preparate precum espresso, cappuccino, cafea latte și cafea filtrată. Fiecare sortiment este creat pentru a satisface gusturile celor mai exigenți iubitori de cafea. Aromele cafelei Davidoff variază în funcție de sortiment, oferind nuanțe subtile de ciocolată, florale și fructate. Gustul este adesea descris ca fiind echilibrat, fin și rafinat, corespunzător atenției acordate la detalii în procesul de prăjire și amestecare. Davidoff se aprovizionează cu boabe de cea mai înaltă calitate, provenind din regiuni recunoscute pentru cultivarea cafelei arabica, precum America Centrală și Asia. Secretul gustului special al cafelei Davidoff își are originea în prăjirea precisă a boabelor. Procesul atent și controlat evidențiază aromele subtile și naturale ale fiecărui sortiment, oferind o experiență senzorială fină. Prăjirea care predomină este cea intensă, fiind urmată apoi de cea ușoară. Cafeaua Davidoff se încadrează în categoria premium, iar prețurile pot varia în funcție de sortiment și gramaj, brandul oferind o experiență orientată spre lux și rafinament. Produsele sunt prezentate cu grijă în ambalaje elegante și sigilate pentru a menține prospețimea și a proteja aromele delicate. Ambalajele variază în dimensiune pentru a satisface atât consumatorii casnici, cât și profesioniștii din industrie, fiind disponibile de obicei în cantități de 500 grame și de 1 kg. Cafenelele Davidoff reprezintă locuri de destindere unde pasionații de cafea pot degusta cele mai fine sortimente într-un ambient plăcut și sofisticat. Aș mai putea spune despre cafeaua Davidoff că reprezintă o alegere ideală pentru cei care caută o cafea de lux cu arome complexe și gust rafinat, sprijinită de tradiția și reputația de înaltă calitate asociată acestui brand. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua Babe Davidoff, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. În continuare voi vorbi despre cafeaua Babe Mövenpick. Această marcă, cu o origine elvețiană și o istorie care începe în anii 1940, este cunoscută inițial pentru produsele sale de lux, inclusiv hoteluri și restaurante. Expansiunea în lumea cafelei a avut loc ulterior, iar acum brandul oferă o varietate de produse de cafea, inclusiv cafea boabe. Gama de cafea boabe Mövenpick explorează cu atenție diferite tipuri de boabe, cu accent pe varietăți de cafea arabica, recunoscute pentru finețea lor provenind din regiuni selecte care se află în America Centrală, Asia și chiar Africa. Sortimentele de cafea Mövenpick poartă niște denumiri specifice care reflectă caracteristicile unice ale fiecărui amestec. Mövenpick Barista Espresso, Mövenpick Gusto Italiano, Mövenpick Crema Schumli, Mövenpick Cafe Crema, Mövenpick Der Himmlische și Mövenpick Crema Autentico. Cafeaua Mövenpick se potrivește pentru o varietate de metode de preparare, inclusiv espresor manual, automat sau cafetieră. O puteți prepara chiar și la ibric sau, în unele cazuri, poate fi folosită la aparatele automate de vânzare a cafelei. Acest aspect o face versatilă, adresându-se atât iubitorilor de espresso, cât și celor care preferă metodele tradiționale de preparare. De asemenea, Mövenpick se pretează pentru o varietate de preparate, de la espresso și cappuccino, la cafea filtrată sau cu lapte. Cu atâtea sortimente variate, fiecare persoană poate găsi un amestec potrivit pentru preferințele sale individuale. Aromele cafelei Mövenpick variază în funcție de sortiment, dar includ în special nuanțe de ciocolată, dar și de nuci sau chiar de fructe. Gustul este adesea caracterizat ca fiind echilibrat, bogat și intens, oferind o experiență de cafea de calitate superioară. Prăjirea medie sau intensă este un proces esențial în creația cafelei Mövenpick. Boabele sunt prăjite pentru a evidenția aromele plăcute și pentru a conferi cafelei o textură catifelată. Cafeaua Mövenpick este disponibilă într-o varietate de gramaje pentru a se potrivi nevoilor diferite ale consumatorilor. Ambalajele variază de la 500 grame la 1 kg, asigurându-se că fiecare client poate găsi cantitatea potrivită pentru acasă sau pentru utilizarea profesională. Cafenelele Mövenpick reprezintă locuri de întâlnire unde pasionații de cafea pot savura cele mai fine sortimente într-un ambient plăcut. Cafeaua Mövenpick continuă să oferă o experiență deosebită, combinând finețea elvețiană cu pasiunea pentru cafea, reflectând tradiția și angajamentul pentru excelență asociată cu această marcă. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua Babe Mövenpick, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului.
În continuare, pentru că nu m-am putut hotărâ asupra unui singur brand, am decis să aleg pentru locul 8 încă 3 branduri renumite, și anume Lor, Costa și Jacobs. Așadar, voi vorbi prima oară despre cafeaua boabe Lor. Această marcă de cafea a fost fondată în anul 1992 în Franța. De-a lungul anilor s-a extins la nivel internațional și a devenit cunoscută pentru calitatea superioară a cafelei sale. Gama de cafea boabe Lor include o varietate de sortimente, de la cele mai echilibrate și fine până la cele mai intense și robuste. Aceasta utilizează boabe de cafea arabica și robusta din regiuni precum America de Sud, fiind combinate în proporții diferite pentru a obține arome și profiluri unice. Sortimentele Lor poartă denumiri sugestive, reflectând excelența și intensitatea fiecărui amestec. Printre denumirile reprezentative ale brandului se numără Lor Crema Absolut Clasic, Lor Crema Absolut Profond, Lor Origins Columbia, Lor Espresso Forza și Lor Origins Brazilia. Cafeaua Lor este potrivită pentru diverse metode de preparare, inclusiv folosind un espresor, o cafetieră, un fierbător sau infuzor de cafea. Fiecare tip de cafea este creat pentru a satisface diversele preferințe ale consumatorilor. De la sortimente potrivite pentru espresso sau ristretto până la cele ideale pentru cafeaua filtrată sau cappuccino, gama Lor este destul de variată, astfel încât să acopere toate opțiunile. Aromele cafelei Lor includ deseori nuanțe de ciocolată, caramel și fructe. Gustul este caracterizat ca fiind bogat, echilibrat și cu o textură catifelată, oferind o experiență de cafea rafinată. Procesul de prăjire este un aspect esențial al identității Lor. Prăjirea intensă este cea care predomină, urmată apoi de cea medie. Mai menționez faptul că prăjirea este atent controlată, iar boabele de cafea dezvăluie aromele și nuanțele specifice fiecărui sortiment, creând o paletă gustativă complexă și rafinată. Cafeaua boabe Lor este disponibilă în diverse gramaje, adaptate preferințelor și necesităților consumatorilor. Majoritatea sortimentelor comercializându-se în ambalaje de 500 de grame sau 1 kg. Lor aduce periodic pe piață ediții limitate și inovații pentru a surprinde și încânta iubitorii de cafea. Aceste lansări oferă oportunitatea de a descoperi arome noi și experiențe unice. Aș mai putea spune lejer faptul că Lor oferă o experiență de cafea premium, cu arome rafinate și gust echilibrat. Cu o istorie relativ recentă, Lor a reușit să se impună ca o marcă de încredere în lumea cafelei de înaltă calitate. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre cafeaua boabe Lor, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Voi continua acest top cu brandul de cafea boabe Costa. Ca și scurt istoric, menționez faptul că aceasta este o marcă britanică de cafea, fiind fondată în anul 1971 de către frații Sergio și Bruno Costa. De la deschiderea primei cafenele în Londra, brandul s-a extins rapid și a devenit unul dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din lume. Gama de cafea Costa include o varietate de sortimente, fiecare cu caracteristici diferite. Acestea includ în special boabe de cafea arabica, dar și robusta de cea mai înaltă calitate, provenind din regiuni precum America Latină, Africa și Asia. Această diversitate adaugă complexitate și profunzime fiecărui tip de cafea. Costa oferă o gamă variată de sortimente, fiecare cu propria sa personalitate și denumire sugestivă. Amintim câteva dintre cele mai reprezentative și anume Costa Signature Blend Medium, Costa Signature Blend, Costa Columbia, Costa Bright Blend și Costa Signature Intense. Metodele de preparare abordate pot fi diverse. În acest scop pot fi utilizate aparate precum espresoare manuale sau automate, dar și cafetiere simple. Fiecare sortiment Costa este adaptat pentru diferite metode de preparare, de la espresso și lungo, la cafea filtrată, cappuccino, cafe crema, cafe latte sau latte macchiato. Astfel, iubitorii de cafea pot alege sortimentul potrivit pentru a se potrivi preferințelor lor individuale. Cafeaua Costa se distinge prin gustul său complex și aromele captivante care vă surprind în mod plăcut de fiecare dată. De la nuanțe delicate de citrice, caramel și miere, până la arome intense de ciocolată, nuci și ciocolată neagră, fiecare înghițitură oferă o călătorie senzorială memorabilă. Prăjirea boabelor poate fi intensă sau medie în funcție de sortiment și este realizată cu măestrie pentru a aduce la viață aromele unice ale fiecărui tip de cafea. Ambalajele Costa sunt atrăgătoare și inovatoare, reflectând spiritul contemporan al mărcii. Acestea sunt realizate pentru a păstra prospețimea cafelei și pentru a asigura o experiență de degustare optimă.
Costa este prezentă în întreaga lume, iar produsele sale sunt disponibile într-o varietate de gramaje, acoperind astfel atât nevoile consumatorilor casnici, cât și pe cele ale profesioniștilor din industrie. Cele mai populare ambalaje sunt cele de 500 de grame și cele de 1 kg. Cafeaua Boabe Costa se încadrează în categoria cafelelor accesibile. Prețurile pot varia în funcție de sortiment și locație, dar în general Costa oferă diverse opțiuni la prețuri rezonabile. Cafenelele Costa reprezintă destinații prietenoase și confortabile, unde clienții se pot bucura de cele mai proaspete cafele într-un mediu plăcut. Ceea ce mai pot spune despre Cafeaua Costa este faptul că aceasta este un punct de referință pentru iubitorii de cafea, oferind o gamă bogată de sortimente, fiecare cu personalitatea sa aparte. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre Cafeaua Boabe Costa, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului. În încheiere voi vorbi despre Cafeaua Boabe Jacobs, care bineînțeles că nu putea să lipsească din acest top. Jacobs este o marcă germană cu o istorie lungă în producția de cafea, fiind fondată în 1895 de către Johann Jacobs în orașul Bremen. De-a lungul anilor, Jacobs a devenit cunoscută pentru alegerea atentă a boabelor și calitatea superioară a cafelei sale. Cafeaua Jacobs se distinge prin selecția atentă a boabelor de cafea. Cu accent pe calitatea cafelei arabica și robusta, acest brand adună boabe din regiuni excepționale, precum America Centrală, America de Sud, Africa și Asia. Acest amestec select contribuie la caracterul special al cafelei Jacobs. Gama variată de sortimente Jacobs include denumiri care devin emblemă pentru iubitorii de cafea. Printre denumirile reprezentative ale brandului se numără Jacobs Krönung Alinta Roma, Jacobs Barista Espresso Italiano, Jacobs Expert in Roastung Crema Intenso, Jacobs Barista Editions Crema, Jacobs Barista Crema Italiano și Jacobs Krönung Crema. Jacobs este o cafea versatilă, fiind potrivită pentru aproape orice metodă de preparare, de la espresor, fierbător, cafetieră și până la automat de vânzare a cafelei sau infuzor de cafea. Fiecare sortiment Jacobs este creat pentru a satisface diverse preferințe de consum, de la espresso intens, cafe crema sau cafe lungo, până la cafele mai light, precum cafe latte, cafea americană, cappuccino sau latte macchiato. Gustul cafelei Jacobs este unul complex, care vă poate răsfăța cu ușurință papilele gustative. De la arome subtile și nuanțe fructate la note de ciocolată și nuci, fiecare ceașcă oferă o experiență de degustare inedită. Procesul de prăjire al cafelei Jacobs păstrează o tradiție bogată, evidențiind aromele echilibrate și profunde în același timp. Astfel, prăjirea ușoară sau medie evidențiază de obicei notele mai delicate, care sunt mai ales cele florale sau fructate, iar prăjirea mai intensă adaugă profunzime și robustețe. Jacobs este o marcă accesibilă, încadrându-se în categoria cafelelor de calitate la prețuri rezonabile. Prețul poate varia în funcție de sortiment și gramaj, dar în general, Cafeaua Boabe Jacobs oferă opțiuni atractive pentru consumatori. Ambalajele Jacobs au un design ergonomic și elegant, menit să protejeze prospețimea cafelei. Acestea au gramaje diverse, tocmai pentru a satisface nevoile diferite ale pasionaților de cafea, cele mai populare fiind ambalajele de 500 de grame, 1 kg, dar și cele de 250 de grame. La final mai adaug faptul că Jacobs reprezintă o alegere populară datorită istoriei sale îndelungate, calității constante și gamei variate de sortimente. Cu un raport bun calitate-preț, Jacobs continuă să fie apreciată de iubitorii de cafea din întreaga lume. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre Cafeaua Boabe Jacobs, vă invit să vedeți linkul din descrierea videoclipului.